Vă salut, dragi opeliști! Astăzi vă voi arăta modalitatea de a face, o modalitate destul de simplă de a face. Vă arăt pe laptop, am o poză, nu sunt afară la o mașină, sunt în interior. Acești suporți de la capac, mulți aveți probleme cu ei și acesta. Se rup, se mișcă capacul. Capacul fiind prins doar în cele două șuruburi, el trebuie să stea fix în niște cleme și aici. Pentru aceasta avem nevoie de un amărât de cutter, de o placă sau un placaj pe care să tăiați. Eu mai tăiat pe masă pe aici, s-au făcut câteva julituri și de material. Din care să facem. Materialul este practic cel de flecuri. Pantofarii sau cizmarii, eu știu cum le zice cizmarii, știu despre ce este vorba. Îl adaptăm și noi la domeniul auto. Un material din cauciuc foarte flexibil. Gros de exact 5 mm. Deci atâta trebuie materialul și un cauciuc destul de flexibil. Am făcut la foarte multe mașini, la motorizările acestea, inclusiv la fratele meu care are un Z16X. La sora mea care la fel are un Z16X. Ok. Produsul finit iese cam așa. Chiar foarte, foarte bun și culmea rezistă foarte mult, foarte mult timp. Sunt schimbate la fratele meu de practic de când a luat mașina. Are aproape un an și ceva. Aproape 2 ani și nu dă semne de oboseală. Am văzut doar că pe deasupra aici se face practic o urmă, atât. Mă rog, de la apăsare, de la comprimare, nu știu de ce. Ok. Dacă avem unul bun, punem pe materialul de utilizat și facem o formă cu cutterul. Îi trasăm conturul. Și de interior și de exterior tot. Eu i-am tăiat mijlocul că este mai mult de muncă aici. Mai mult de muncă în sensul că trebuie foarte, foarte bine tăiat ca să nu tăiați și marginea aceasta. Pentru că e slăbiți din rezistență. Deci foarte atent când tăiați. Deci vă trebuie un cutter, un placaj ca să puneți materialul să tăiați, pentru că cutterul pătrunde în material și iese pe partea cealaltă. Eu am zgâriat masa pe aici. Ok. Haideți să vă arăt cum iese produsul. Mijlocul v-am spus că l-am tăiat, l-am străpuns. Ideea sunt sigur că ați prins-o. Deci folosiți un cutter cu lama mică, nu un cutter de genul acesta. O să ziceți că e mai bun cutterul acesta. Nu, pentru că cutterul acesta are lama mai groasă. Unghiul de aici nu pătrunde suficient, deci cât mă strădui, apăs foarte tare ca să tai acest material. În schimb, acest cutter mai mic taie foarte lejer, pentru că la mai mai subțire și intră mai pătrunde mai repede în material.
aici. Tăiat și aici. Indicat ar fi să tăiați bucata, să faceți practic un dreptunghi și îl tăiați pe același, după aceea îi dați formă. Deci tai un dreptunghi exact cât este, mă rog, încadrat piesa respectivă, profilul acesta, și după aceea îi tai practic acesta este o garnitură pentru acel capac. Nu știu cât costă în comerț, dar decât să dați bani pe ea, mai bine procurați 10 pe 15 cm și o să aveți toată viața capacul acela la motor să stea fix. Deci eu am făcut un set, 2 3 seturi și mai mi-a rămas aici un set. 4 seturi. Deci din 10 pe 15 a fost. Ok, cu acestea fiind spuse, eu Casper vă spun numai bine și sper că este de folos. Vedeți cât de simplu este să faceți acasă. Handmade.